Nu știu dacă ați observat, are Dragnea o strategie când îl întreb ceva. Bă, spre exemplu, domnule Dragnea, aveți proprietăți în Brazilia? Doamne, da? Eu merg prin multe locuri din lumea asta, nu înseamnă că îmi cumpăr peste tot proprietăți. Asta e o prostie. Domnule Dragnea, aveți o fermă de porci? Dar de ce puneți problema așa? Eu mănânc și pui, și vită, și oaie. Acum să nu credeți că îmi fac fermă pentru fiecare animal. Exact la fel a răspuns Dragnea și ieri. Aveți o legătură în sensul că ați beneficiat de această trecere de la Consiliul Județean la această firmă pentru a folosi dumneavoastră în fel lacul? Nu. Acolo pescuiesc mulți oameni. Te duci și pescuiești. Și foarte simplu, ca și pădunări. Dar eu am fost la pescuit în multe locuri din țara asta. Acum, ce fă, ia pe toți unde am fost eu la pescuit. A? Școală, mă rog, circ ieftin, e doar circ, dar nu e rău deloc. Pe de o parte ies la suprafață mizerii care se știau. Nu știu cum se face, dar parcă ne pierdem capul când apare un scandal de ăsta. Presa, da, presa asta proastă vândută cum o calcă toți în picioare, scria acum mai bine de 3 ani despre trecerea asta cu cântec a exploatării piscicole. Și ca să nu ziceți că bat câmpii, deschidem împreună ziarul Adevărul din ianuarie 2014. Citez. Din 2011, societatea Teldrum gestionează pescuitul industrial în zonă, pe Dunăre și în bălțile din apropiere. Teldrum a închiriat de la Apele Române. Plăteau cam 100.000 pe an drept chirie. Acum că zona a trecut în administrarea Consiliului Județean, contractul tot rămâne valabil, pentru că în hotărâre scrie că se subrogă. Doar că acum banii de la Teldrum se vor duce la Consiliul Județean Teleorman, care îi poate folosi pentru investiții, spune primarul Lucian Călin. Și jurnalistul adaugă: cum abonată la lucrările publice făcute cu bani de la bugetul județului este în Teleorman aceeași firmă Teldrum, ultima mișcare a guvernului capătă iz de afacere și miros de parandărât. Ce să zic, era ok dacă justiția clarifica asta până acum, nu credeți? Asta e marea problemă a societății noastre. Ăștia care conduc țara se au la mână unii pe alții. Dacă tu, justiție, știi ceva despre cineva și ții acolo în sertar pentru când îți va fi ție util, ei bine, nu mai poți spune că funcționezi în interesul public. Funcționezi și tu, justiție, în interesul unui grup. Aparent, noi nu avem nicio legătură și chiar n-avem. Iar DNA-ul nu mai poate să țină mizeria sub preș. Vorbesc procurori, vorbesc judecători din CSM, vorbesc judecătorii de la instanțe prin hotărârile pe care le dau. Și mă uit la reacții de câteva zile și la taberele care se află în această încleștare. Inclusiv presa, ați observat? Pac, merge aseară Dragnea la Gâdea, hop, și doamna Chioveși azi la Guran, la radio, foarte frumos. Toți cei implicați cred cu tărie că ei se află de partea bună a forței. Ce vrăjeală! E, mulți văd această luptă ca o confruntare între bine și rău. Și cred că asta e marea noastră greșeală. E în ADN-ul nostru să ne alegem o tabără și să devenim fani necondiționați. Să ne îndrăgostim respingând apoi vehement orice argument al părții adverse. Eu tind să văd tot ceea ce se întâmplă ca pe o confruntare din interiorul unei lumi care trebuie să dispară, fraților, dacă vrem să avem vreo șansă. Oricât s-ar supăra unii, sistemul ăsta trebuie să dispară cu tot cu reprezentanții lui. Oameni care prin diverse găști au făcut și au desfăcut totul în România ultimilor aproape 30 de ani. DNA trebuie să se credibilizeze, să scape de imaginea de remorcă a SRI-ului, de braț armat și cu cătușa lui Coldea, să scape de dosarele făcute doar ca să fie trimise în judecată, ca apoi să le dea judecătorii cu ele în cap, să scape de un șef discreționar care pare să fi luat cei mai rău de la Traian Băsescu. Am primit tot felul de mesaje, informații în weekendul ăsta, nu știu dacă sunt reale sau nu. Că nu vor să limiteze la mine, vor să-mi ia și copilul. Soția a fost soție oricum a luat. Este o luptă între abuz și democrație. Între niște metode de poliție politică și metode democratice. E, nu-mi spune.
Nu-mi spune Neali Vache că în lupta asta dintre abuz și democrație, matale joci democrația, a? Pentru că nu jucați niciunul, nici democrația, nici statul de drept. Sunteți România de până acum și unii și alții. Adică România prieteniilor, a grupurilor de interese. Oho, da, mai ales a grupurilor de interese. Nu poți ca în fruntea celui mai mare partid dintr-o țară UE să ai un tip precum Dragnea. O repetăm, domnul e genul de mulgător de bani de la buget. Cum mulge nenea Daia vacile și oile, așa mulgeau Dragnea cu Oprișan, cu Hrebe și cu alții județele. Ce mai așteaptă și PSD-ul ăsta, pe bune? Cu Dragnea numărul 1 și Bădălău numărul 2? Nici nu-i vorba de dosarul lui Dragnea sau de mărturiile care apar împotriva lui Chioveși. E vorba că nu se mai pot face lucrurile așa. Nu pot să mai instrumentez dosare cu ascultări ilegale, la fel cum nu pot să conduci un partid cu frică și slugărnicie. De-aia nu cred că este de susținut vreuna dintre părțile aflate în aceste zile într-un război pe viață și pe moarte. Am încurajat pe toată lumea să rupă această frică, această teroare. Sunt oameni care au început să vorbească, să spună despre ce se întâmplă în interiorul acestui sistem sau acestei părți din sistem. Procurori care au început să vorbească, foști ofițeri care au început să vorbească, o anchetă, o comisie de anchetă parlamentară care nu și-a încheiat activitatea, care a fost sfidată de procurorii șefi. A, sigur, exact cum vorbesc unii procurori și judecători despre Chioveși, la fel vorbește Ponta și vorbesc și alții despre Dragnea și despre debarcarea lui. Acum Ponta s-a lipit și el public la dosarul cu Belina, dar Chioveși spune că e din luna mai acest dosar, din maia cu 2017, deși v-am arătat ce scria presa în 2014. 2014? Ați fost ocupați, a? Dosarul nu este din 2014. Acest dosar a fost deschis în luna mai 2017, suntem în septembrie. Deci în decurs de 4-5 luni de zile, noi am făcut primele acte și primele verificări. Nu se mai înțelege nimic, este? Oricum, sunt toți victime. Iar n-ai loc să verși o lacrimă de ăștia. Domnul Dragnea, sunteți martir, domne, ce vorbești? Să vezi înghesuială la moaștele lui Livache, mai ceva ca la tigăi la hipermarket. O să se omoare oamenii, bre, ca să te atingă pe hamsterul făcător de minuni. O să se frece băbuțele cu el pe la încheieturi, să le mai aline reumatismul. Eu zic așa, vorbește matale Nea Livache cu Codruța, că poate o luați așa frumos de mânuță, vă duceți încolo. Cum unde încolo? În istorie. Hai repede să vă prindă pop în manualele astea noi.